Da. Eu sunt Camelia și astăzi vă arăt această râșniță manuală pe care o foloseau bunicii mei și străbunicii. Are peste 100 de ani, cred că și mai mult. Din străbuni, străbuni o avem. Când veneam în vacanță la bunici, era o plăcere să vin aici să-i urmăresc cum macină porumbul și grâul, poate fi dat și mărunții dădeau la păsări. Are un suport unde se strânge ca să iasă făina mai fină sau mai groasă. Ia uitați, porumbul se pune aici, cam așa, la această piatră. Așa era atunci, acum am să vă arăt după ce nu au mai folosit această piatră, deci au folosit ceva un pic mai modern. În zilele noastre este totul electric, care se face foarte repede, se macină. Grăunțele le punem aici. Ia uitați, grăuncioare, grăuncioare. Și acum întoarcem. Și dăm la păsări să mănânce. Iese făinuța. Cum se făcea odată. Mai punem și învârtim. Facem făinuță pentru păsărele. Și iese făinuța și se umple. Ia uitați făinuța pentru păsări. Așa vine. Și învârtim, și învârtim, și învârtim. Acesta este un instrument cu care înainte se făcea pasatul pentru păsări. Uitați, cam așa arată. Un simplu fier cu pâlnie și se rotește. Uitați, grăunțele se pun în interior și pe aici iese făinuța pentru păsări, pasatul, așa se cheamă în zona Moldovei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că ați urmărit acest video. Sper că v-a plăcut și dacă doriți să vă abonați la canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase, mi-ar face mare plăcere să mă ajutați să cresc. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor și distribuiți, dacă aveți plăcerea să distribuiți acest video, să-l vadă cât mai mulți români, această piatră de râșniță, o piatră care are peste 100 de ani. Noi ținem foarte mult la ea, ne mândrim cu dânsa, păcat că s-a crăpat. Vă pup dulce și ne vedem cu următorul video. La revedere și vă doresc multă, multă sănătate și numai bine tuturor!